Bună ziua, oameni dragi, și bine v-am regăsit aici pe canalul nostru, unde aducem cu fiecare podcast noi și noi informații, spunem sau de actualitate sau dezbatem subiecte de interes pentru comunitatea pe care noi am reușit să o adunăm aici pe canal, dar și pentru cei care vor veni în perioada următoare, pentru că asta este și tema acestui podcast, cum va arăta România peste 5 ani, ținând cont de uh, volumul, să zic așa, de uh, oameni care vin să lucreze de peste uh, graniță, să zic, în țările noastre, din zona asiatică și cum influențează lucrul acesta uh, ce știu eu, antreprenorii, cum uh, pe noi, ca sau, mă rog, pe cei care sunt angajați când vor vedea alături de ei și alți colegi, pentru că uh, direcția aceasta se va păstra cu siguranță în anii care urmează. Iar alături de mine, uh, pe partea cealaltă de masă, o să fie Ritu, bineînțeles, cu care am mai interacționat și ați mai văzut alături de noi și bineînțeles nou este Mircea, Mircea Samuilă care vine cu experiență de peste 25 de ani în zona asiatică Asia, Africa, Asia, Africa America de Sud așa, toate continentale 20, 20 de țări a interacționat cu peste 50 de naționalități da? sau deci, practic, a venit cu foarte multă experiență și poți să ne aduci la masă, să zic așa, în acest podcast, informații de cum uh, să ne pregătim, la ce să ne uităm și, bineînțeles, cum poate să uh, schimbe mentalitatea oamenilor și de ce nu antreprenorii la ce să țină cont pentru uh, momentul în care își doresc sau vor să recruteze forță de muncă din, uh, din Asia. Uh, acum, o să încep cu o statistică pe care am dezbătut-o aici în studio. Faptul că, dacă ne uităm pe cifre, în ultimii, nu știu, 4-5-6 ani de zile sunt undeva la 350.000 de asiatici, da, care, sau din alte părți ale lumii care au venit să lucreze în România, iar estimările arată că în următorii 5 ani uh, vom urca undeva încă la vreo 500.000, cel puțin, dacă nu chiar mai bine, deci probabil uh, în 2029-2030 uh, o să ajungem la vreo milion, milion și ceva. E clar că Foarte impactul bun. cultural o să fie destul de mare, noi o să fim deja, și oricum suntem deja obișnuiți, chiar vorbeam cu cu Ritu, că putem merge oriunde și deja întâlnim fețe... Uh, Deja e familiar pentru noi să întâlnim oameni din alte, din alte culturi. Și acum eu aș vrea să mai ales că vorbim de experiența voastră, da? dacă și bineînțeles din perspectiva recrutorilor, și din perspectiva ca experiență, cum va arăta România în următorii cinci ani, ținând cont de informațiile acestea și la ce să ne așteptăm? Sau ce, ce să vedem? Mai ales că știu că tu ai adus și trainingul intercultural da? și de integrare pentru companiile din România astfel încât să-i sprijin accepte sau să se adapteze mai degrabă la, la schimbări. Ăsta e chiar un lucru pe care l-am observat făcând programe de integrare și adaptare că uneori nu suntem pregătiți pentru uhum. acești oameni pentru că vorbim de niște culturi absolut diferite față de cea noastră. Nu e că noi românii mergem în Italia sau în Spania unde na, cultură latină practic foarte multe similarități. Vorbim de dis o distanță uriașă și fizică și culturală. Uh -huh. Și atunci am, nici angajatorii, managerii, să zicem, nu știu exact de unde să apuce profesional uh -huh. pe acești Corect. oameni și nici ce angajații care vor lucra cot la cot cu ei, habar nu au. Că nu știu cum să se comporte cu ei. Uneori nu au o limbă în comun, nu? Că un, unii angajați români nu știu engleză, uneori nici indienii sau celelalte naționalități asiatice nu știu engleză. Evident. La o fabrică au venit, de exemplu, trei naționalități deodată. Uhum. Sri Lanka, Bangladesh și India. Toți religii diferite, limbi diferite. Nu. Integrează-i pe ea. Corect. Și explică-le angajaților cum să se comporte, ce să facă. Deci fără, fără programe de integrare, cred că e dificil. E posibil, adică uh -huh. poți să ai un om, îl aduci, lucrează pentru tine și în timp înveți. Întrebarea e dacă îți permiți să pierzi acel timp făcând trial and error uh -huh. până îți dai seama cum se lucrează cu ei. Ok. Aia deci, e chestia. E o chestie de... Deci de... în primul rând să ne gândim că este oarecum... Adică e normal deja, adică putem să vorbim despre o normalitate. Absolut, da. Normalitatea este și faptul că avem nevoie să ne gândim la integrare, da? da Pentru mă refer la angajator, da? La antreprenor, da? După care vorbim de integrare, așa am povestit și în alte episoade de podcast, integrare culturală, adică să înțelegem mm -hmm. că vin din alte culturi și, cum spuneai tu, distanțe foarte mari, cu obiceiuri chiar total diferite față da. de noi. Și și ei să înțeleagă, ok, li se zice, dar. Pf, mm -hmm. Cât înțelegi citind? Ceva pe internet, adică, nu. No. Okay. No, să merg prima oară în India, am citit. Nu știu câte ori am stat și am studiat, dar e complet diferit când am ajuns acolo. Am înțeles. Nu, no, adică una la fel e ce probabil... studiezi și alta e ce experimentezi pe pielea ta. Cumva, cred că la fel este și pentru ei când vin aici. Ei absolut. citesc ce se întâmplă în Europa, dar când ajung aici este frig. Absolut. Cum vorbeam da, noi într-un episod de podcast. Și stau Aha. cu centrala pornită, cu geamurile deschise, pentru că ei n-au geamuri, da, da, da. <laughs> e foarte cald și trebuie să fie în mediul lor. Da. Sau, sau când apar în șlap, în, da, în da. fabrică, nu știu, Ne-am dus la, la ne undeva, fost, dusesem niște, niște angajați și da. am zis hai să facem întâlnire cu toți. I-au adus acolo în hală, uh -huh. frig, că era hală, hală unei firme de reciclare, da. frig rău. Și am întrebat, dacă cum vi se pare în România? Și toți au zis, ba, păi ne e frig. Și ce să vezi, purtau tot șlap. Adică <laughs> <știi>? <laughs> Da. Și eu și comercia eram cu De, era uh, căciună, glugă, căciulă, absolut tot pe noi și ei au ieșit din vestiare, bestiar, da. acolo din din în șlap. Și șlab. fără șosete. Fără șosete. Fără șosete. În șlap, șlap. Și șlab. zicea It's cold. Păi e evident că e frig în România, <laughs> evident da. că este coldă. Da. Da. Da, nu e, nu e o chestie, e chestie că nu nu știi realitatea asta. E ca și cum odată vorbeam cu un coleg din Moldova și din, din Mongolia și mă plângeam, ba, e frig aici, era minus 20 de grade în Brașov, știi ce frig e? Și îmi zice, da, da, te înțeleg și la noi e minus 40 de grade și mă am ok. Nu poți să concep 40 de grade, minus 40 de grade, da. grade nu? Da. Adică Corrept. așa, mintea ta înțelege că e mult mai fric decât, că e de două ori mai fric decât era aici, dar <laughs> să fii acolo la minus 40 de grade, cum e? Nu, nu știi, până nu păi. ajungi, știi? Și atunci nu ai în mintea ta, în obiceiul tău al da. trupului, ideea că tu trebuie să te pregătești pentru aia minus 40 de grade. Nu. Deci ăsta este cuvântul care am să scot din uh, ce povesteam în primele de vreme, de pregătire. Da? Deci să ne da. pregătim. Și pot podcastul asta face, vă pregătește și ne pregătește. Și de aici a plecat și ideea uh, pe care a avut-o Ritu, tocmai pentru a uh, fi un pic cu un pas, da? oricum lucrurile se întâmplau, dar să fim cu un pas și măcar în timpul acesta să informăm da? și să extragem pentru... pentru că și eu astăzi am primit... Uh, o întrebare din partea unui uh, colaborator dacă uh, știa, auzise, m-a mai văzut probabil și pe YouTube și a zice uh, nu mă poți pune și pe în legătură pe, cu uh, firma de recrutare pentru Forță de Mângândinația, că vreau să aduc. Deci, deja este informat, de se informează oamenii, încep să se să găsească soluții și lucrul ăsta l-am discutat în nenumărate podcasturi, deci migrația oricum va exista, spunea... O oh, da, inevitabil, absolut. va Vor să se întoarcă <coughs> cei 4 milioane de români din, din diaspora. Da, sau în episodul anterior unde Adi spunea că statistic anul, anul acesta a fost migrație pozitivă, asta înseamnă că noi am adus mai mulți uh, oameni și sunt mai mulți oameni care au venit în România decât cei care au plecat. Deci, asta înseamnă că totuși țara asta are un indicator de care să ținem cont, și de aici să și plecă și putem să poate să plece și această discuție. Uh -huh. Și acum spunea și, și Ritu, povestea în episodul anterior și vă invit să-l urmăriți cu, cu Ploscaru, unde uh, povestea despre vorbim despre recrutare responsabilă. Despre faptul că uh, 90% dintre cei care sunt astăzi în România, adică no, din cei 350.000, sunt oameni necalificați. Și atunci să începem să ținem cont, viziunea noastră să se mute pe termen lung și să ținem un pic cont că trenul ăsta nu o să se oprească, deci e clar că va fi un tren uh, crescător, dar se va dezvolta și atunci de aici să începem să fim un pic responsabili. Odată pe o parte, cum spui tu, Mircea, să ne ocupăm de integrare, să informăm, să găsim canale de, și resurse de pregătire într-un fel sau altul, dar și de partea cealaltă a antreprenorii. Uh -huh să-și uh, asume responsabilitatea, da, să angajeze oameni calificați pe termen lung. Ce se întâmplă în momentul de față? Da? Aici, de aici plecăm și ce putem face pentru uh, sau ce poate să facă antreprenorii pentru anii care urmează. La ce te gândești? Uh, în primul rând, uh, experiența noastră de șapte ani, opt ani este că încă societățile sau antreprenorii uh, nu au realizat că acest fenomen este aici și acum. Pe bune. Dacă va rămâne și că pe se rămâne. va amplifica. Da. Pentru uh, mm -hmm. uh, uh. că nu avem forță de muncă mm -hmm. și nu avem alternative. Mm -hmm. Da? Și atunci, <coughs> cum facem un plan anual sau pe trei ani sau pe 5 ani pentru firmă uh, și punem acolo bugetul și alte, alți factori, trebuie pus și factorul acesta de adus forță de muncă. Nu, no, no, no. Pentru că dacă, uh, dacă gândim astăzi dimineața oh, nu mai am trei oameni în fabrică, hai să mă duc caut undeva, găsesc trei oameni, sigur, poate o să și găsiți. Dar nu asta este uh, nu așa trebuie procedat. Da. Trebuie adus oameni ce ai nevoie la timp, cu documentele în regulă, cu pregătire internă la tine, da? Și ei adus cu o pregătire. Da. Toate acestea trebuie să se întâmple ca să asigurăm că lucrurile o să meargă într-o direcție bună. Pentru că eu, uh, noi ca și antreprenori, trebuie să uităm un pic peste numai businessul nostru. Pentru că, până la urmă, business nostru este într-o societate. Exact. Da? Uh, noi... Suntem influențați de absolut tot ce se întâmplă în societate și, în și noi influențăm societatea. Atunci dacă aducem forță de muncă numai uh, uh, ca să obținem un profit pe termen scurt asta nu o să ajute nici pe noi nici pe societate trebuie okay. o re, trebuie o recrutare responsabil. Asta înseamnă să uh, re, uh, cei care fac recrutare uh, să fie conștient, să aducă cât mai mult forța de muncă pregătită, uh -huh. calificată. Sau măcar cu un potențial. Da? Dacă, dacă aducem 90% oameni necalificați, care este în momentul acesta, uh, cumva aducem forță de, de muncă uh, care, pe termen lung, nu o să aducă valoare. Și o mare majoritate din acesta o să trateze pe România ca țară de tranzit. Ok, deci de aici pleacă da. una din provocări pe care ne am mai discutat-o și în alte episoade de podcast. Dar acum mă duce cu gândul la o altă întrebare. Uh, statistic, țări din Europa au, adică au statistici țări în Europa cât uh, la sută din cei din emigranții da? care vin să lucreze în, nu știu, în Anglia, Italia, Franța sunt necalificați și cât sunt. Uh, calificația, adică noi vorbim despre recrutare responsabilă, dar uh, e un mă, mă refer să ca model. Nu știu, Anglia se preocupă de lucrul acesta, Austria, că tot uh, e un debate acum cu Austria da. și între România, pe aceea, pleacă de, cumva de la aceeași temă, uh, Franța, Italia, cum ei, cum, uh, cum abordează asta ca, nu știu, ca informare, eu zic că poate să ajute și pe antreprenorii din România. Cât trebuie să împrumutăm? Suntem totuși pe un continent, știi? Că vorbeam de... Noi suntem toți latini, știi? Eu, ca exemplu, pot să dau chiar statisticile de acum două zile din Italia. Așa, super. Pentru că acum două zile uh, uh, Italia a deschis uh, contingență pentru uh, sezonier. Ok. Și într-o singură zi s-au uh, pus cereri de la antreprenorii cât sezonierii au nevoie. Uh, și nu vorbim de anul viitor, undeva din aprilie până septembrie, era de 200 de mii. Okay. Și s-a umplut într-o singură zi. Și atunci chiar a declarat uh, uh, Meloni, da, uh, care a zis că trebuie să o să mărească contingență undeva pe la 500. Wow. Ce e interesant, dar dintre aceștia 500 de mii care au, vor intra în 2024 în Italia, câți dintre ei sunt calificați, câți dintre ei sunt necalificați? Asta Aici vreau este. să zic că, că Italia sau Anglia, ca exemplu, Anglia, uh -huh. fiecare an uh, dă contingență, dar pe anumite domenii și acelea okay. sunt domenii unde ai nevoie de calificare, ca exemplu, pe domeniul medical. Ok, gata, da? acum e deja Asistenț mai clar. Asistenți medicali, uh, <coughs> ajutori în spitale. orice. dar este pe domenii. Da? Okay. Nu să se dă o contingență generală. Gata, gata. Okay? În România se întâmplă treaba asta acum. Adică nu de vorbim doar general, vorbim de contingență generală un în România. Un număr. Un număr. Și este ca să număr. zic un exemplu okay. de efect. Deci, dragi antreprenori, deci mai okay. te vreau să completezi. Dragi antreprenori probabil și legislația sau și guvernul României va alege sau Ministerul Muncii va alege la un moment dat după ce își vor face încă niște calcule să vină cu număr exact și pe domenii împărțit, lucru care trebuie să ne pregătim de acum. Adică dacă ai o listă cum spunea Ritu de personal de care ai nevoie în perioada următoare, să știi că poți să apelezi da. și în felul ăsta adică e o tranziție normală, asta vreau să scot da. în evidență. Asta se va întâmpla probabil și da. cu noi în România. Contingența okay. trebuie, să trebuie pe domenii. Okay. Fiecare, pentru că Ministerul Muncii are acest stat, statistic, pentru că fiecare an uh, toate ajufămările uh -huh. adună acest dată da, date, da. în care știi, antreprenor uh, X a cerut 5. Noi nu scriem în fămă sau la ăsta că am nevoie de necalificat. Ci eu scriu că eu am nevoie de 5 dulgheri. Da, 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 corect. Atunci ajufămă știe ce am, ce am nevoie. Corect. Și atunci ce aducem de afară să fie exact ce am nevoie. Uh -huh. Vrei uh, să zici ceva, Mircea? Vreau să zic că altfel ajungi în situații în care, de exemplu, recent am făcut un program de adaptare și integrare la o, la o fabrică, aduse 30 și ceva de, de, oameni din India și unul era, adică vreo jumate din ei erau ăștia care terminaseră universitatea, Ok, dar domenii diferite, uh, domenii complet diferite, turism uh, și trebuiau să lucreze pe bandă toți. Okay. Nu gândește-te unul care ți-a terminat o facultate de, știu, inginerie. Ai, ah, inginerie ok că după o vreme aricum, el, da. Îl promovezi și devine mai... Așa, dar unul care a făcut, știu, eu, turism, nu da. o să facă pe bandă cât o să reziste. Ori își caută alt loc de muncă altundeva, ori fuge din țară. Ce? altundeva. Da, exact. Și atunci ajungem la subiectul nostru discutat deja. Austria. Da. Ce, ce mi se pare fain la acest podcast este din partea recruiterului. da? Dice, uh, cumva din ambele părți trebuie să existe deja o colaborare, da? Sau mm -hmm. să se co acest context, în sensul în care, uh, ok, ne uităm pe lista de necesități, de nevoi, evident, probabil costurile sau implicațiile pentru a aduce diverse, să zic așa, persoane calificate, sunt altele, dar ajungem la, cum spuneai tu, în timp, dacă nu, nu îi se potrivește banda pentru că el a terminat altă universitate, ori va căuta să plece și atunci ajungem la alte probleme și, bineînțeles, ne lovim de lucrul acesta, deci cumva să Există, nu, și mi-ar plăcea și mi chiar mi-ar plăcea ca acest podcast să ajungă la antreprenori în toate industriile, să înceapă să se gândească la aspectul acesta și ca siguranță, mă gândesc, dar și ca uh, să încadreze, da? să se potrivească nevoilor lor uh, și, bineînțeles, pe o perioadă un pic mai lungă de timp, pentru că dacă e un contract, nu știu, de 2 ani de zile, de ce nu 4 ani, de ce nu 6 ani de zile și să ai și stabilitate, că iar ne întoarcem și la acolo unde și tu experiență, o echipă se formează în niște ani de zile, adică e... Da, da. În 2 ani de zile nu reușești. E o chestie e că oamenii ăștia care vin în cea mai mare majoritate a timpului nu știu la ce vin. Deci cred că și tu ai avut experiență. Foarte multe firme recrutează, nu le zic condițiile de aici, nu îi pregătesc. Iată, trebuie să lucrezi în România 5 ani care să ca să primești permisul la deședere. Odată ce l-ai primit, poți să ai exact aceleași drepturi ca orice român și poți să te duci să-ți cauți job în... Italia, dacă vrei. ok? Numai nu o fă ilegal. Pentru că ei vin sub o presiune economică aici, nu vin așa că să facă turism. Ok? Majoritatea dintre ei se duc la cămătar și se împrumută minim 3.000 de euro, maxim 6-7.000 de euro, da. bani pe care îi plătește întreaga familie extinsă. Ok? Înapoi, nu doar ei. Deci ei nu sunt aici și vin și sunt responsabili doar pentru ei înșiși. Sunt responsabil pentru, știu, eu, mamă, tată, fiu, soție, soț și bun, și familie extinsă. Da. Am înțeles. nu e ca la noi, ok? Că sunt responsabili pentru mine și pentru nevastă mea. Uh -huh. Și atunci vin gândindu-se, ok, stau acolo un pic, văd care e treaba și după aia o tai. Ce s-a întâmplat, nu? Mi-ai mi spus că da. nici măcar nu am ieșit din aeroport. și da, da. da. Spăru deci, da. Și atunci trebuie să-i pregătești și dinainte și odată ce au ajuns să se potrivească în firmă și cum să continue și toate lucrurile astea sunt legate. Știi ce mă, mă gândesc acum în timp ce povestim noi? Vorbim de responsabilitate și e foarte, foarte fain subiectul, dar ne gândim la antreprenori la care poate nu ajunge acest podcast, care nu este chiar interesat să se informeze, are un obiectiv pe termen scurt, Dați uh, doesn't matter ce se întâmplă ulterior, deci cam asta e... No. Evident ne dorim ca impactul informației, informării da? sau ceea ce informăm noi să fie la cât mai mulți. Dar ce se întâmplă cu mentalitatea profitului, ca să-i spun așa? Pentru că ea nu va dispărea. Totuși oamenii de afaceri sunt oameni da. de afaceri. Adică există o, o țăr de sânge acolo care vine să spună, mă, nouă ne trebuie pe bandă, mă, dacă e terminat dreptul și tu vrei pe bandă ăsta e costul, e pentru mine ok, e o alegere personală, e liber arbitru, nu-l schimbăm cu nimic, e în regulă, știi? Uh, ce facem cu acești antreprenori, să presupunem că ajung la tine, și zic, ok, am nevoie de 30 de oameni. Uh, cum, cum să abordăm sau cum ar trebui abordat? Să ne imagine din perspectiva unui recrutor, știi? Cred că ai avut destul. Așa. <laughs> ok, în uh, primul și în primul rând, uh, noi am făcut chiar un, uh, un case study. Da, un, un caz. Un studiu da. de caz în care am arătat de fapt pierderea este mult mai mare dacă faci lucrurile pe termen scurt și aduci oameni necalificați. Okay. Pentru că tu de fapt investești mult mai mult în ei, da? Și ca, timp și, aduci, banii da. și ca pregătești să aduci toate. Riscul este mult mai mare pentru Corect. că tu de fapt nu știi ce, ad, ce ai adus. Da? Experimentezi. Și alte pierderi, cum să zicem, collateral damages, care poate să ai, este, de exemplu, chiar ieri s-a întâmplat, sau acum două zile, la o firmă, la fel, au dus niște cetățeni care foarte dificil de, de, de manageruit, uh -huh. nu au făcut partea de integrare culturală și doamna de la HR, care era o doamnă aproape de pensie, să zicem, da? dar lucra pentru acest societate de ceva timp. A ajuns în disperare, ați adus indienii pe capul meu, a, nu mai știu cum să fac, nu, eu nu mai nu înțeleg cu ei, ei nu înțeleg pe mine, eu nu mai vreau. A dat demisie și a plecat. Da? Ce ai rezolvat? Da. Că păi sunt alte dacă companii mari, de ți imaginezi că acolo mai sunt și alte provocări pe care trebuie să le rezolve da. un da director aici de resurse umane. Poate să dă demisie o, o doamnă din HR, poate să dă demisie un șef de producție, poate să dă demisie un, un, un alt manager de la tine pe care, pe care chiar bazezi. Da, și da? este un cost cu, exact, collateral damage. Este collateral damage. Atunci, de fapt, tu nu câștigi. Eu asta explic tuturor. Da? Okay. Ce este de făcut este o pregătire, de fapt. Este foarte simplu de făcut. Da? Dacă vrei că anul viitor, in, oricum durează toată pro, tot procesul, 7 opt luni, ai timp destul. Da. Ai timp destul să pregătești terenul, cum zic eu și repet de o enor. Dacă tu vrei să cultivi mango în România, nu poți să pui în câmp de căpșuni. Corect. Bine, dacă stăm să ne gândim asta, se întâmplă cam în toate uh, firmele de recrutare și dacă nu vorbim doar de asta. Deci, pentru da. că adică, cea mai mare sau cea mai importantă fază în recrutarea unui om este alegerea omului potrivit. Adică, majoritatea au înțeles că și sunt, cunosc companii de recrutare pentru no, oameni din România, unde munca asta este foarte grea. Adică, până ajungi să pui omul potrivit la locul potrivit, pentru că... Uh, poate să ai un CV spectaculos, poți să ai inclusiv în hârtie să-ți apară un background, ani și mai știu eu ce, dar nu-l încadrezi din alte zeci și zeci de motive. Deci este un challenge. Cu atât mai mult dacă vorbim de, cum spuneam, Mircea, nu știu limba engleză, vin necalificat, uh, îl zvârlu acolo într-o secție care are, mă interesează indicatorul și să bifeze. Uh, știi ce? Și chiar mă gândeam acum, cred că s-a creat. Uh, uh, poate și timpul foarte scurt. S-a creat deja în mintea antreprenorilor, uh, dat de experiența cu alte, cu cei de și să zic așa, unde au mai multă stabilitate, uh, dar vorba ta este pe un termen foarte scurt. Deci, cumva, tranziția este către a ne orienta cumva să uh, să a, a, adoptăm, de fapt, uh, sistemul ăsta care funcționează și pentru oameni din România, adică da. să facem pregătirea, care e mai importantă pregătirea omului, da, adică de dinainte, să știm ce om aduc, omul potrivit că de fapt despre asta este vorba iar ulterior să treacă în fazele următoare pentru că evident și rezultatul poate să fie mai mai bun sau chiar predictibil dacă ne gândim la asta Dar, dar știi ce e foarte trist? E că dacă s-ar face această pregătire oameni calificați în India și în țările din Asia pe pozițiile de care avem noi nevoie aici sunt din Belșug Sunt din Belșug noi începem să pierdem meseriile astea, lucru cu mâna, Corect. la noi se pierde, da? Toți vrem să stăm într-un birou. Da. Toată lumea vrea la birou, un calculator, căldură, na, na, na. Nimeni nu mai vrea să învețe să... Think, da. să, ele, să, fie electrician, să sudeze, să știu eu ce, ok? Dar toate astea sunt foarte... Sunt, se găsesc peste tot în India, okay? Oamenii ăștia. Și tineri. Da. Oameni tineri. Și cu India are o populație foarte tânără da. și cu experiență, exact pe domeniile astea. Și atunci, de ce să aduci la, la, să-ți sudeze pe unul care a terminat artele plastice? Da, Că, da așa este. Complet ilogic. Da. Uh -huh. Deci, cumva, aici este... Să, adică, o... mesajul nostru din acest podcast este să ne trezim, din punctul sa de vedere, să fim un pic mai responsabili, cum spunea și Mircea. Deci, sunt oameni. India are o populație foarte mare și toate țările asiatice. Da? Deci avem oameni, există oameni calificați și vin și din experiența ta în și există, da. uh, uh, no, ai descoperit și ai căutat în da, întreaga nu. lume. Deci chiar și pe naționalități sunt super fain, uh, cum să zic, uh, calificați. Nu știu, dacă vrei un om bun, pe, de exemplu, în, în, în Horeca, adu nepalezi. Da. Sunt cei mai drăguți și faini oameni din lume. Știi? Sau Chiar și șri așa, că au, au o industrie de turism foarte dezvoltată. Da. Dacă vrei munci de genul sudor, electrician, na, na, na o grămadă în India, care au și experiență prin țările arabe, nu? Da. Prin golf, multă experiență acolo. Da. Și atunci e ușor, dacă știi. Dacă te pricepi, ceea da. ce ea se pricește, da. Nu, no, adică știi cum să. să... Da. Ciuiești, cum să potrivești. Aici este, aici este rolul unui recrutor. Da, <laughs> știi ce mi se pare valoros? Faptul că vine un mesaj de genul acesta. Oameni dragi, deci sunt. Este, este muncă, forță de muncă calificată, apelează vorba ta la un recrutor care să îți spună și nu are niciun interes. Scopul lui este să ai long term contract, da. să poată să fie recurent. Scopul celor buni. Am exact. întâlnit recrutori care aduc pe bandă așa, îi părăsesc într-o firmă și gata, aia s-a terminat uh, responsabilitatea lor. De aia uneori sunt eu chemat la firme. Okay, de aia ultima firmă cu care am lucrat le adusese doi nepale și au zis ok, vi-am adus nu, acum nu, trei. Și era disperată doamna respectivă, managerul de acolo nu știa ce să facă cu ei. Adică e ce mănâncă, cum mă comport cu ei? Nu știau engleză, ei nu știau nepaleză. Nimeni. Și atunci, ce, ce să facem? Cum să ne purtăm? Nu le zisese nici angajaților ei că o să vină nepalezi Și peste două săptămâni veneau nepalezii, nimeni în firmă nu știa decât șefa. Deci era absolut disperată, nu știa ce să facă. Da. Pentru că. Sunt și recrutori cărora nu, 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 cărora nu le pasă, interesul lor e pac, să ia acolo banul pe, pe omul pe care l-a adus și după aceea ce se întâmplă nu mai interesează. Da, ei dau acolo o garanție că ți-l înlocuiesc, dacă nu funcționează, ți-l înlocuiesc în nu știu câte luni, uh -huh. dar altfel nu-și asumă nicio altă responsabilitate, adică să-i pregătească pe oamenii ăia, să -ți zică ție ce să faci cu ei. Nu, 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 doar îi aduc și gata. Dar acest lucru a se a întâmplă a și pentru că în momentul acesta este, este, uh, este a buyer's market. Pentru că cererea este mai mult decât uh, delivery. Nu? E, da. da, e uriașă și atunci oricine e, poate să devină. Și atunci, atunci este a... cumva, toată lumea crede că este recruiter. Da? Este hmm. cumva, dacă am văzut trei uh, magazine care vând urmă și vedem că vinde shaorma, hai să vând și eu shaorma. Da? Dar este un pic diferit să aduci oameni decât să vândi și a urmă. Știi? Și mi-aduce aminte uh. acum de un secretar de la Ministrul Dezvoltării într-o într 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 întâlnire. Vorbeau de fondurile de uh, nerambursabile. Puțin, dar ca mentalitate, că aici vreau să scot în evidență. Uh, noi primim bani europeni. Primim, uh, Avem un contingent. Uh. <laughs> atâtea miliarde, atâtea alea uh, sunt distribuite pe sectoare, pe tralala. Oamenii se abonează, fac dosare, iau banii, dar a zis o chestie care mi s-a părut foarte interesantă și probabil vom ajunge și acolo. Dar zice, noi venim în control. Zice, să știți că noi venim în control și suntem foarte pregătiți să venim în control. Și vă luăm și banii, vă luăm, cerem penalizări dacă n-ați pus în practică și n-ați folosit corect banii și așa mai departe. Adică, cred că, uh, nu, fiind un... Uh, o, o, zonă care e în creștere, da, se dezvoltă. Vorbeam în episodele anterioare de faptul că la emigrări e nevoie de oameni care să facă față, să completeze formalitățile. Deci da. suntem în stadiul ăla, ajungem în faza în care, cum spuneți voi, da? Ambasada, da, ajung oameni care vin necalificați, ați vârliți în diverse companii și așa mai departe. Uh, este terenul destul de fragil, să zic, în perioada asta, dar vezi, e foarte bine că vine cu un pas înainte și spune, mai haide să ne asumăm responsabilitatea. Nu sunt suficienți oameni să facă training, să facă integrare, volumul va crește, nu poate să controleze vorba aia, numărul de, sau volumul de firme care vor face recrutare cum necum. Deci ajungem la un mesaj, n-aș vrea să-i zic strigă, de responsabilitate în toate părțile, dacă doar să ne imaginăm că ei vor intra în țara aceasta și vor interacționa cu noi, în toate forme, indiferent că suntem clienți la un restaurant, indiferent că suntem colegi într-o firmă de contabilitate, că nu știi niciodată, sau chiar un coleg inginer care are o specialitate și, practic, vine să-și facă meseria, da, și o face într-o altă, într altă țară. Deci, uh, diversitatea, sau uh, asta spuneam un pic la începutul podcastului, uh, începe să-și facă prezența. Acum, că suntem în măsură să uh, schimbăm ceva în partea cealaltă, la nivel guvernamental sau așa, Oare nu? Cred că putem. Ei se vor adapta că va veni după nevoie să zic că n-au da, un cotru într-un fel sau altul. Dar vedeți, suntem totuși informați că de am adus în discuție ce face Anglia, ce face Italia. Adică să avem și să informăm într-un fel sau altul și să plece cumva de la noi. Mă e mai ieftin și mai sănătos să calificăm, să avem oameni calificați, exact. să ne asigurăm că toate lucrurile sunt uh, puse în ordine, că există oameni pregătiți să facă integrare. Uh, eu știu, ei sunt educați. Dacă ok, nu știu limba engleză intră într-un short uh, curs de da. uh, învățat basics da. în limba engleză și tot ce înseamnă cuvinte cheie în meseria Un pe care o ca să înțeleagă cum să se exprime și așa că după aia oricum, aruncați spus într-un context, oamenii învață. Mm -hmm. da? da? Oamenii învață. Și ultima chestie care vreau să adaug este antreprenorii, uh, recruiters sau oricine în țară acum, trebuie să imagineze o România după 10 ani da. în care copiii noștri o să imaginați la școală nu o să fie în școală o să fie și. Copii din alte naționalități alte naționalități absolut, da? corect absolut, absolut. da. Uh, mergem la orice uh, mall restaurant asta deja deja se întâmplă no. până fac tot, da? una că România o să fie foarte colorat. Da, dar, afară de acesta, să gândim dacă eu vreau că după 10 ani copiii mei să aibă ca prieten pe cine Corect da Dacă gândim un pic mai departe, un pic mai dincolo de numai rec recruitment, asta nu e vorba de recruitment Aici integrare. e vorba de ce aduc eu în țară. Da, e vorba de structura socială, structura chiar. Socială că socială. Se va schimba. Nu, un milion, gândește-te, o să fie 5% din toată 5 populația României, o să fie asiatici, de exemplu. Da. Și atunci, cu ce pregătim noi pentru viitor, pentru copiii noștri? Da. da. Corect. Cam acolo trebuie să gândim și dacă gândim așa, eu cred că nu vreau să aduc orice. Da, da. da, și dacă nu vreau să fug și eu din România. Sta unul la mână, doi la mână să nu ajungem în situații cum a fost recent în Paris, nu? Unde da. cartierul arab a avut nu știu ce revolte, cartierul nu știu care. Da. Adică segregările astea, uh -huh. care deja. Adică noi deja avem oarecum o tendință de genul ăsta. Nu? Suntem, da. Spunem că suntem prietenoși românii și suntem, dar totuși nu suntem obișnuiți să trăim alături de alte naționalități. Corect. Mai ales dacă le considerăm oarecum necivilizate, inferioare, cum am auzit de multe ori, ok? Da. Hai să ne gândim că India, ca și civilizație, există de... Mult mai mult, de, da. Ok, da, și cultura indiană e de 3, 4, 5 ori, nu știu, mai, mai veche decât ce avem noi în noastră. Noi. Deci, nu, no, întotdeauna există mai multe perspective și să nu cădem în, în jocul ăsta al al judecăților și al... I-am văzut pe acolo, să nu cumva să... Este un lucru absolut normal. Deci dacă s-au întâmplat, adică noi ne uităm în jurul nostru, au adoptat aceste schimbări toate țările și toate continentele și toate țările mari ale lumii, deci noi nu doar ne adaptăm într-un fel sau altul. Așa cum și noi când am plecat în Italia sau în Franța sau în Anglia, au fost volumele acelea uriașe de oameni au întâmpinat acele lucruri și noi spuneam oamenii pleacă la mai bine. Nu, același se întâmplă și Absolut. la noi. Dar vezi că e o diferență majoră? Că ei au importat oameni relativ apropiați cultural, nu? Da, corect. Italienii au adus români, na, 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 toți relativ cultural. Noi, direct, acolo. Deci, challenge-ul e mult mai mare. Este mult mai mare. Ok? Nu e chiar că eu eu mă duc în Italia, într-o lună vorbesc italiană, nu? Fluent. Știi ce este la fel? Știi că... ce este interesant? Totuși, dacă volumul acesta de oameni și importul acesta de oameni crește, uh, România se dezvoltă. Sigur absolut. Și absolut. să fim serioși, s-a uh, vorbit într-un context uh, politic de întoarcerea românilor înapoi. Uh, deja au început, unii să se întoarcă. Au văzut că uh, Cost pe zi raporta la Costevrici pe în România este same, adică dacă dai costuri pe am și cât mai rămâi cu experiența acumulată pe acolo, pe acolo, poți să iei banii ăștia aici și ăștia acasă cu uh -huh. familia ta. Deci lucrul ăsta se va întâmpla. Vom vedea cum vor evolua lucrurile, dar în orice caz nu e un lucru uh, străin. Se întâmplă doar noi să-l canalizăm, spun eu, în, uh, cu informația potrivită, cu mentalitatea potrivită, cu oamenii potriviți, în așa fel încât să ne gândim vorba ta în 5 ani, 10 ani de zile, cam cum am vrea să arate și să fim mm. cumva să ne, să ne asumăm cu toții responsabilitatea, chiar dacă sunt doar urmăritori uh, acestui canal, pentru că, nu, no. cineva știe pe cineva care știe pe cineva care auzi că. Da, da transmite informația asta, mm -hmm. da acest podcast. Pentru că e un mesaj până la urmă de bine pentru toată lumea. Și pentru cei care vin, și da. pentru cei da. care angajați, și pentru noi cei care suntem uh, cumva parte dintr-un sistem, da, într-o țară, într-o societate. Eu cred că, fără îndoială, uh, România va evolua datorită diversității. Și chiar și niște lucruri 100%, foarte, 100%. foarte practice. Gândește-te că în, în India, săptămâna legală de muncă e 6 zile da. și 10 ore pe zi. Ok? Deci, din start, ai oameni care sunt pregătiți, firesc să lucreze mult mai multe ore decât suntem noi pregătiți. Okay? Facem, uh, dacă știi cum să-i manageuiești cum trebuie. Da. Dacă nu, atunci îți creezi mult mai multe probleme, într-adevăr. Dar dacă știi cum să-i sunt extraordinari. Uh, firma pentru care lucram eu în India avea tot departamentul de admin și de finance acolo, în India. Outsourced. Da, da, da. Odată ce li se dădea un, o cale pe care să umblă, că totul, lucrurile erau foarte, foarte clare, erau extraordinar de eficienți. Da, deci trebuie, trebuie să știi cum să-i cum să managioiești. Da. Atâta tot. Aici Corect. cred că este ce, o investiție care trebuie uh, să facă toate toți antreprenorii este în uh, personal HR românești da. care, care să fie bine pregătit. Pentru da. că ei au uh, eu și aici eu vorbesc de, de niște uh, societăți mari da. Da? care știu să facă hr da. Dar și pentru ei a fost absolut uh, o surpriză. E un cu tot alt context. Da, 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 este, este un alt context. Alt context. Da. Ești obișnuit cu anumite lucruri și pur și simplu da. sunt da. complet invers. Da. Ok? Nu, no, descurcă-te. Și sunt multe alte lucruri care vin împreună cu acest gen de recrutare. Partea legislativă, care da, este da, da, da. mult mai diferit. Uh, Partea uh, uh, cu, cultural. Da. Multe alte. Și atunci... Dacă aveți un, un manager de HR sau un departament de HR, pregăt, prima dată ei trebuie pregătit Da, am întâlnit da. asta și am avut chiar un podcast-ul nostru personal de la HR, da. care ne-au spus da. provocările. Dar asta se extinde că noi am mai avut experiențe și în alte părți, unde, într-adevăr, eu cred că de acolo a fost prima provocare, da. pentru că eu o bătaie de cap. Și, dacă, și noi vorbim de obiceiurile noastre, de cum ne-am obișnuit, cum vorbim cu unul, cum vorbim cu celălalt, acolo trebuie să te provoace, să schimbi, să te stresezi, să te preocupi. Și e încă un stres. Doar companiile, sau mă rog, lumea merge înainte. Adică companiile evoluează, vor fi solicitări. Da. În podcastul anterior am vorbit că totuși semnalele sunt bune economice. Adică estimările arată că robineții nu sunt încheiși, da? Și nu se vor închide. Chiar dacă vor mai apărea mici provocări, tot se vor deschide pe alte părți, cumva. Deci se vor așeza lucrurile exact așa cum trebuie. Mm. Oameni dragi, ce să zic, vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri ale voastre și mulțumesc pentru ce? toate detaliile acestea. Voi ce puteți să faceți este să lăsați întrebările voastre în comentarii, puteți să dați un share la acest material. Dacă sunt întrebări care, eu știu, le vedem valoroase sau considerăm că pot fi răspunse, ne întoarcem în studiu, aducem un specialist îl dezbatem în așa fel încât să creăm o colecție de întrebări și răspunsuri, da? să răspundă și să pregătim. Facem cu drag ceea ce facem, pur și simplu pentru a informa, pentru a aduce plus valoare și pentru a lua decizia cea mai bună. Iar asta a răspuns și acest podcast. Vă mulțumesc, Ritu! Mulțumesc, mulțumesc și Crăciun fericit! Da. Crăciun că fericit a fost tuturor! Ultimul faine. podcast pe anul acesta. Ne vedem cu bine la anul! Ha, uite, bine uite de nu. acum, de exemplu, în astea zilele pe care noi le avem libere, într-o fabrică, de exemplu, indienii ar putea lucra. Fără nicio problemă, Correct. că pentru ei nu au da. O importanță. Da. Don't say that. S-a <laughs> oh. deja. Pentru indienii au venit la noi și Mam, our Christmas party? <laughs> 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 yes! yes. Da, Christmas party, do, da. You know, parties. Zic, everyone loves parties. Eu le zic tuturor angajatorilor. Stați liniștiți când angajații voștri sunt în, în, în concediu de petrecere. No, no, o să no, lucreze no, you, mine. need to, you need to update few things. Ok. okay. Everyone loves to party. Ok, fair enough. Bun. Sărbători frumoase, oameni dragi, și ne vedem curând în, fericite. în studio cu alte și alte noi subiecte pentru a vă ajuta și a ne informa și a vă informa cu ceea ce privește forța de muncă din Asia și uh, nu numai. Toate cele bune!